dăm foarte mare importanță acestui eveniment și domnii responsabili ar vrea să vă spună, în primul rând, au oferit, înțeleg, că s-au venit cu invitații pentru fiecare dintre dumneavoastră și, în al doilea rând, să facă o prezentare acestui important turneu. Grupa a șasea de calificare, campionat mondial tineret masculin, handball. Având în vedere că anul trecut orașul nostru a fost oraș european al sportului, ne-am bătut și ne-am zbătut ca acest eveniment să aibă loc la noi în municipiu și în județ. Este o grupă foarte grea, compusă din 4 echipe naționale, România, Bulgaria, Croația și Slovenia. Jocuri ce vor avea loc vineri, sâmbătă și duminică, conform programului care este conversul fiecare invitație. Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră încă o dată să facem un apel iubitorilor de handball să fie prezenți în număr cât mai mare la sala sporturilor tribale și pe această cale încă o dată mulțumim Consiliul Local pentru sprijinul acordat Federației Române de Handball și pentru sprijinul acordat mișcării sportive în general din orașul nostru. Vă mulțumesc în numele Federației și în numele președintelui domnul Alexandru Dedu pentru faptul că ne-a primit cu brațele deschise, cum au fost primiți, ca de obicei, în orașul dumneavoastră. Mulțumirile sunt de prisos, dar sunt bune în continuare pentru faptul că aici, la Pitești, am găsit tot timpul condițiile necesare pentru a putea organiza și am reușit și de multe ori rezultate foarte bune cu echipa națională de sigur. De aceea ne-am orientat, să zicem, cu ajutorul bustului dumneavoastră aici la Pitești pentru a putea organiza această grupă de calificare, care pentru noi, Federația Română de Handball, este o grupă foarte grea, este o grupă în care noi sperăm să ne calificăm și, cu siguranță, această calificare pentru campionatul mondial de tineret, care se va desfășura în Brazilia, va fi și ne dorim să fie o calificare în care atât dumneavoastră cât și noi să ne putem bucura de ea și, de ce nu, să venim ca să pregătim cum se cuvine și campionatul mondial, așa cum am zis, care se va desfășura în vară în Brazilia. Am găsit sprijinul dumneavoastră, condițiile necesare, tot. Încă o dată mulțumim pentru tot sprijinul autorităților și așa cum a zis și domnul Beșinariu, ne dorim și cu siguranță așa va fi ca sala din Trivale să fie plină și de ce nu chiar cu copii, cu școlari, pentru că ne orientăm și ne îndreptăm și noi ca federație spre acești copii să practice în primul rând sport, nu neapărat handball. Dar, așa cum am zis și nu vreau să mă repet, cu siguranță sala sporturilor va fi plină și cred și ne dorim să avem susținerea necesară ca să putem să ne calificăm și duminică seara să putem să ne bucurăm alături de noastră la această calificare.